deci cuota venit după două victorii la rând, urmează acum a treia? Da, noi ne dorim să continuăm pe această linie, ne dăm o încredere foarte mare pe ultimele două meciuri și sperăm să continuăm pe linia asta, cu toate că avem o deplasare foarte grea și drum lung și cu o echipă bună. Noi trebuie să fim pragmatici, cred, în acest final de campionat, cum au fost și ultimele două meciuri, chiar dacă am cedat posesia și cu Petrolul și cu Iași, eu cred că am abordat o tactică foarte bună. Nu, degeaba am și marcat câte trei goluri și sperăm și ne dorim să ținem pe această linie. Cuta în ultimele 10 partide are doar două înfrângeri, are o victorie cu Hermannstadt, egală cu CFR, cu Rapid, cu adversar periculos. Da, ca toate celelalte echipe, ați văzut și dumneavoastră ce campionat echilibrat este, e diferență foarte mică de puncte de la locul 2-3 până la locul 13-14 și toate echipele pot face surprize sau te pot surprinde. Și noi trebuie să, cum am zis, să fim pragmatici și să jucăm la rezultat. După cele două victorii, putem spune că s-a produs o revenire din punct de vedere moral? 100% și din punct de vedere moral și din punct de vedere mental. Eu cred că ne-am deblocat așa oarecum, pentru că eram într-o criză de rezultate, de puncte și sperăm cu acest final de an, cu aceste două meciuri să scoatem maxim și să ne poziționăm bine acolo sus. Dina, 2-2 în precedentul meci dintre cele două echipe, UTA a condus de două ori, vă pune în gard această partidă? Normal că ne punem în gardă și nu neapărat dacă ne uităm la meciul pe care l-am disputat noi cu ei. Toate meciurile lor sunt meciuri bune. UTA e o echipă foarte bună, cu jucători buni, un antrenor foarte valoros și experimentat. Și noi am analizat meciurile pe care le-am jucat împotriva lor și sperăm la ora jocului să fim mai bine pregătiți decât ei și să luăm punctele, pentru că este pe un trend ascendent. Cel puțin un rezultat de egalitate? Nu știu, nu ne gândim la un rezultat de egalitate, pentru că noi ne-am implementat aici la Farul mentalitatea să luăm cele trei puncte, indiferent de adversarul contra căruia jucăm. Și eu zic că nu putem să mergem acolo să ne gândim că măcar un egal ar fi bun. Intrăm cu gândul la victorie și vedem ce vom obține. Sunt vreo 4 echipe care vă concurează și vor să prindă un loc în play-off, fiind la diferența mică de puncte. Care dintre ți se pare sincer? Nu vreau să zic. Da, toate echipele sunt bune, pentru că spre deosebire de anul trecut, din păcate, noi suntem la lupta pentru play-off. Nu mai suntem siguri de locul nostru în play-off, cum eram pe vremea asta anul trecut. Și nu știu, cumva poate nu ne așteptam la începutul sezonului, doar că e un campionat foarte strâns, unde sunt foarte puține puncte, până și FC Craiova e destul de aproape de noi. Și noi suntem foarte aproape de CFR, de Universitatea Craiova. Eu zic că toate echipele sunt puternice, pentru că oricine poate intra în play-off, oricine poate rămâne pe din afară. În ultimele trei meciuri ați marcat de 8 ori. Ce s-a schimbat în acest plan față de perioada anterioară, când nu erați așa de eficienți? Nu știu ce să zic. Din fericire, de fapt, pentru noi, după meciul de la Voluntari, am câștigat la Iași, ceea ce aveam nevoie mare de tot, pentru că nu eram deloc într-un moment bun. Am avut o grămadă de meciuri fără victorie. Venise după pauza competițională acea înfrângere la Voluntari, unde am primit 4 goluri și vorbeam și între noi că trebuie să întoarcem situația, pentru că nu asta e valoarea noastră. Cum a zis și eu, nu suntem mai eficienți, zic eu, chiar dacă nu mai jucăm la fel de spectaculos, poate nu mai avem posesia 90 minute, dar important este să luăm punctele până la urmă.